dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, începem Focus la prima oră. Haideți să vedem pentru început previziunile acestei zile. Bun, evident că trebuie să vorbim un pic despre înțelegerile sau, mă rog, încercarea de înțelegere dintre partea rusă și partea ucraineană. Așa este, pe care negociatorii ucrainieni și ruși au discutat-o pe larg la începutul acestei săptămâni și care ar stipula că Ucraina va renunța la aderarea la NATO. Oricum, discutam de câteva zile că și-au cam luat gândul. Și, atenție, nu va găzdui baze militare sau armament în schimbul protecției din partea unor aliați, precum Statele Unite, Marea Britanie sau Turcia. Asta potrivit surselor Financial Times. Asta înseamnă cumva o soluție de compromis, nu? După modelul Suediei. Exact, exact. Și ceea ce este frumos este că, mă rog, dincolo de faptul că ați observat și dumneavoastră că aceste negocieri nu sunt ușoare, Zelenski a fost foarte clar în momentul în care a vorbit despre ceea ce își dorește pentru țara lui. A spus simplu: sfârșitul războiului, garanții de securitate, suveranitate și restaurarea integrității teritoriale. Și acum stați să vă gândiți cam ce măsură Putin și cei care sunt în jurul lui Putin vor fi dispuși să fie alături de Zelenski în acest demers care va duce până la urmă către pace. Și așadar e clar, conform discursului lui Zelenski, care cere garanții de pace din partea marilor puteri, că această soluție de compromis nu va fi acceptată de Ucraina, cel puțin în acest moment, nu? Da, ideea este că oricum ambele părți, atât rusă cât și ucraineană, consideră totuși că discuțiile legate de pace merg în direcția potrivită. Care va fi finalul, rămâne de văzut. Hai să vedem ce se întâmplă prin România. Da, știm cu toții, s-au ridicat restricțiile și iată că studenții români sunt nemulțumiți de decizia de a se reîntoarce fizic la cursuri după ridicarea acestor restricții. Și avem și câteva exemple, cel mai concret vine de la Iași. Unde Liga Studenților din Iași a depus o plângere penală la DNA împotriva ministrului Sorin Câmpeanu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu pentru presiunile exercitate asupra universităților pentru această revenire neașteptată la activitatea în format fizic. Nu doar acolo, și în Cluj apele se agită. Studenții de la SNSPA, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, sunt nemulțumiți practic din același motiv. Rectorul clujean crede că dificultatea de cazare va duce la un abandon școlar. Vorbeam destul de amplu pe baza acestui subiect înainte de a intra în direct. Pe scurt, e în felul următor. Foarte mulți studenți, profitând de faptul că sunt noi online, au reușit și au reușit să-și iau un job, un mod de supraviețuire. Au renunțat la chiriile pe care le aveau renunțat pentru la chirii, au renunțat la o grămadă de lucruri și acum este brusc o schimbare în ceea ce îi privește. Asta înseamnă că de pe o zi pe alta sau, mă rog, într-un timp relativ scurt, trebuie să-și găsească chirie, iar chiriile sunt extrem, extrem de ridicate. Pentru că, evident, au profitat unii de această reîntoarcere la formatul da, fizic da, da, și absolut au normal. Chiriile. Și cumva se dorește un ce? Un format un hibrid? Un format hibrid până la sfârșitul acestui semestru, până la sfârșitul anului școlar, dar totuși Sorin Câmpeanu declară că universitățile vor primi în continuare finanțare doar pentru cursurile în format fizic. Așadar, pare că nu doar pentru format fizic. Deocamdată negocierile de aici nu funcționează bine, că tot să ne legăm de negocieri. N-avem nicio negociere când vine vorba de vreme, pentru că iarna nu mai pleacă de la noi, doamnelor și domnilor. Când credeam că va pleca, totuși, meteorologii anunță că începând de astăzi vremea se răcește din nou. Valorile, temperaturile sunt mai mici față de normalul acestei perioade, am văzut cu toții. Adică este mai frig, de parcă am fi cumva la începutul iernii și nu la început de primăvară. Da, corect. Ca să transformăm un pic în cifre ceea ce vă spuneam, maximele, deci cele mai ridicate valori, nu vor depăși 13 grade. Și atenție, suntem în primăvară, ar însemna că trebuie să treacă peste 15 grade. Deci, cu alte cuvinte, este mai frig decât normal. Astăzi de dimineață în București era cu chiu cu vai 1 grad 2 și vin zăpezi la munte și precipitații de toate felurile. Cele mai rele vor fi prin sud-vestul țării. Asta înseamnă că dacă vei sta în Drobeta, Turnul Severin, Lugoj, Timișoara sau Arad, vei avea... Ai parte de zăpadă, nu? Da, de, temperaturi, mă rog, destul de scăzute. Oricum, partea bună e pentru schiori. Ninge mult la munte. Și totuși, partea bună este că doar prin martie se mai anunță asta, nu? Zic bine? De pe 21 se pare că se întoarce primăvara. Sperăm să nu ningă de Paște. Ale zilei. Scumpirile sunt vizibile, românii stau la cozi să cumpere benzină, iau coasa al magazinele în speranța că vor cumpăra produsele mai ieftine față de zilele următoare, iar guvernul încă nu a adoptat măsurile așteptate și mult discutate.
Vă aduceți aminte că am și avut această discuție. Executivul ar fi trebuit să adopte ieri o ordonanță de urgență prin care trebuia să plafoneze prețurile la energie și la carburant. Se vorbește foarte mult, da, se vorbește foarte mult despre acea acciză. Tu dădeai o grămadă de prețuri și de cât să fie pe kilowattoră. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu a făcut-o, dar promite că o va transpune în lege abia săptămâna viitoare. Guvernul va veni cu un mix de măsuri care va ajuta și va proteja economia României și cetățenii României. Vă asigur de aceste soluțiile pe care le veți vedea, vor cuprinde măsuri care să combată efectul negativ al volatilității prețurilor sau stocurilor la anumite bunuri și servicii. Îndemn cetățenii României la calm și la încredere. Panica nu face bine nimănui. Da, panica nu face bine nimănui, dar avem totuși motive să ne panicăm când ne uităm la ratele noastre, nu? E complicat când îi vezi pe toți în jurul tău că fac foarte multe cumpărături și că preferă să aibă în cămară o conservă, un ulei, mă rog, nu baxul, e vorbesc de un ulei. E modul nostru de a ne securiza, cum spunea și doamna psihologie. Da, exact. Efectele războiului din Ucraina încep să se resimtă și în economia României. În ultimele două săptămâni, dobânzile au crescut într-un ritm accelerat. Ce înseamnă asta? Că media trimestrială a robor e chestiunea aia care ne reglează ratele și care totdeauna ne dă bătăi de cap, ar putea ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani, în timp ce indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor e posibil să atingă și el cel mai ridicat nivel de când a fost introdus. Ei bine, indicele robor la 3 luni a crescut de la 1,5%, cât era în vara anului trecut, la 4% în prezent. Poate chiar peste 4% puțin, nu? Intervențiile, da, băncii naționale pe piața valutară au dus la o majorare a ratelor la care băncile se împrumută între ele și pe baza cărora se calculează indicele ăsta de referință despre care vorbim. Cu alte cuvinte, ratele la credite vor crește în perioada imediat următoare. Și problema este, dacă stăm să ne uităm dincolo de creșterea ratelor, că te uiți la cum arată economia. Și sunt câteva concluzii foarte simple, doamnelor și domnilor. Pe de altă parte, toată lumea vorbește că anul acesta pentru întreaga planetă va fi o scădere din punct de vedere economic, o încetinire din cauza acestui război. Și specialiștii se tem și de o recesiune tehnică. Gândește-te că nici n-ai cum să nu ai o recesiune în condițiile în care felul în care se mută de colo-colo resursele practic se rupe. Lanțul logistic nu mai există la același nivel și atunci este normal. Sunt anumiți producători auto care au ajuns să vândă mașinile, deși nu au chipurile, unele dintre chipurile necesare, și spun în felul următor: îți vând mașina și urmează ulterior, când primești chipul, să te chem ca să ți-l instalezi. Da. Cam acolo suntem. Și asta este în afară. În cazul nostru, gândiți-vă așa, dacă aveți un depozit la o bancă, ar trebui să vă duceți și să verificați care este acea dobândă, ce câștig aveți din faptul că banii dumneavoastră sunt puși la bancă, și veți vedea o schimbare, din păcate, nu tocmai plăcută. Și asta pentru că război. Să nu uităm și de inflație, care iată este la 8,5 în acest moment, dar se așteaptă să fie la un nivel mult mai ridicat. Discutam zilele trecute de asemenea despre faptul că BNR anunța undeva pe la 11% în trimestrul 2 al anului acesta, de-abia la finalul lui 2023, această inflație care duce la toate prețurile astea care cresc în felul în care cresc. Mi-ar plăcea să fim mai optimiști. Sunt foarte optimist. O să vezi mai târziu de ce. Continuăm? Da, bineînțeles. Klaus Iohannis a asigurat din nou că România este alături de Republica Moldova. Iată, un motiv de optimism. Așa este. Aflat ieri în vizită la Chișinău, alături de premierul Nicolae Ciucă, președintele a lăudat implicarea Moldovei în sprijinul refugiaților și a vorbit despre ajutorul pe care România îl acordă vecinilor noștri pentru continuarea demersurilor. Da, de la începutul conflictului au plecat spre Chișinău convoaie întregi cu ajutoare, asistență umanitară consistentă. Vorbim despre combustibil, resurse energetice sau alimente. România este alături de Republica Moldova și de toți cetățenii săi, așa cum a fost mereu. Pe noi puteți să contați. Și pe lângă România, alături de dumneavoastră, se află solidar toate statele comunității noastre europene și euroatlantice. Pot să vă spun că România face eforturi concrete
nu doar în cadrul Uniunii Europene, pentru a găsi soluții viabile și avantajoase în interesul Republicii Moldova. Ne vom concentra pe suplimentarea cât mai urgent posibil a asistenței financiare și tehnice, inclusiv în gestionarea fluxului masiv de refugiați din Ucraina. Am subliniat clar toate aceste elemente în contactele bilaterale pe care le-am avut la nivel înalt, precum și în intervențiile mele la recentul Consiliu European informal care s-a ținut la Versailles. Președintele Klaus Iohannis a reamintit sprijinul României pentru Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și i-a îndemnat pe actualii guvernanți la curaj și viziune. Ceea ce se întâmplă în Ucraina e îngrozitor. Acțiunile militare au destabilizat întreaga regiune, iar provocările cauzate de acest război pun presiune mare și pe Republica Moldova. Și ar mai fi de adăugat faptul că președintele Iohannis a spus că vom primi toți refugiații ucrainieni, nu vom refuza niciun ucrainian și se pune problema de deschidere a noi hub-uri pentru acești refugiați. Așadar, România este deschisă și depune toate eforturile pentru a-i sprijini pe ucrainieni. Ei bine, războiul aduce teroare chiar și acest caz. Viața merge mai departe în Ucraina. Câți copii s-au născut acolo de la începutul războiului și mai ales în ce condiții? Aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră. Ar trebui să vorbim despre pace. Există niște negocieri, există niște pași mărunți făcuți cumva spre pace. Ucraina și Federația Rusă au schițat o primă versiune a unui plan de pace în 15 puncte, cel puțin conform Financial Times, care a citat trei surse apropiate acestor negocieri. Și printre acestea se numără încetarea focului și retragerea trupelor rusești doar dacă Ucraina își declară neutralitatea și acceptă o limită asupra forțelor sale armate. Însă, poate unul dintre cele mai disputate puncte de negociere ar stipula ca autoritățile de la Kiev să renunțe la ambițiile de a adera de la NATO, să promită că nu va găzdui baze militare sau armament în schimbul protecției din partea unor aliați, precum Statele Unite, Marea Britanie sau Turcia. Dimitri Pesco spunea că nu mai are de gând și a luat gândul de la NATO. Și a luat gândul de la NATO, da, da. Dimitri Pesco, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus ieri că negociatorii discută o soluție de compromis în care Ucraina să rămână neutră după modelul Suediei și al Austriei, însă au existat voci care spun nu, noi vom merge după modelul ucrainian pentru că avem în continuare nevoie de sprijin. Interesant. În schimb, Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Zelensky, a precizat că draftul planului de pace, cel publicat de Financial Times, prezintă doar versiunea Rusiei. Să ne aducem aminte că am și discutat un pic. Zelensky e un pic mai dur și mai clar în ceea ce privește dorințele lui legate de aceste negocieri și de rezultate. Da. Decizie cu impact major în negocierile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă. Curtea Internațională de Justiție a decis să ceară Moscovei să oprească imediat războiul din țara vecină. Judecătorii de la Haga au mai hotărât că Rusia trebuie să se asigure că și forțele aflate sub controlul său sau sprijinite de Kremlin nu vor continua luptele în Ucraina. Într-o scurtă și cuprinzătoare postare pe o rețea socială, liderul de la Kiev a catalogat decizia Curții de la Haga drept o victorie deplină în procesul împotriva Rusiei și care, dacă nu va fi respectată, va duce la o izolare și mai mare a Moscovei pe plan internațional. The court indicates the following provisional measures. By 13 votes to 2, the Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine. The Russian Federation shall ensure that any military or irregular armed units which may be directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control or direction, take no steps in furtherance of the military operations referred to in point one above. E bine, și președintele Joe Biden a anunțat că Statele Unite, ce fac? Vor trimite un ajutor militar suplimentar în valoare de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone și sisteme antiaeriene. Prin noul pachet, suma totală alocată într-o săptămână pentru a sprijini armata ucraineană în fața invaziei ruse ajunge la 1 miliard de dolari, a declarat președintele Biden. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend the Ukrainian airspace.
NATO va aduce mai multe trupe pe flancul estic al Alianței, a anunțat aseară secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Jens Stoltenberg a mai precizat din nou că statele membre ale NATO nu se vor implica militar în Ucraina. Nici la nivel aerian, în sensul stabilirii unei zone de excludere aeriene. Da, dar uite, vezi, Biden a venit și aduce în ajutorul ucrainienilor aceste sisteme antiaeriene și niște resturi. NATO allies and partners have supported Ukraine with equipment and training for many years. We are helping Ukraine to uphold its fundamental right to self-defense, freedom and democracy. Moscow should be in no doubt. NATO will not tolerate any attack on allied sovereignty or territorial integrity. 100,000 US troops in Europe and around 40,000 troops under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance. Și agresiunea continuă și bombardamentele nu se opresc. Vă lăsăm pe dumneavoastră să comentați știrea următoare. Teatrul dramatic din Mariupol a fost bombardat de forțele rusești. Clădirea era folosită ca adăpost antibombardament, iar înăuntru se ar fi aflat peste 1000 de civili. Se vorbește despre faptul că ar fi fost unul dintre cele mai mari adăposturi din Mariupol în momentul de față. Imagini din satelit arată că în fața și în spatele acestui teatru scria în limba rusă, cu litere mari, cuvântul copii. Așadar, erau copii acolo, oamenii cumva au avertizat forțele ruse să nu bombardeze. Deocamdată nu este cunoscut numărul real al victimelor. Elveția a luat o decizie istorică. Curge cu sancțiuni, nu? Da. Țara care până acum a fost în totalitate neutră de-a lungul istoriei anunță sancțiuni împotriva 200 de oligarhi ruși. Ei bine, vorbim despre sancțiuni financiare, restricții de intrare în țară. Anunțul a fost făcut de guvernul elvețian, iar pe lista celor sancționați se numără nume grele. Cum ar fi Roman Abramovici, Andrei Melinchenko și al șaptelea cel mai bogat om din Rusia, Alexandrel Vinukorov. Și aceste sancțiuni impuse de comunitatea internațională împotriva Federației Ruse încep să se resimtă și la nivelul rusului de rând până la urmă. Din cauza retragerii marilor producători de alimente din Rusia, rafturile marilor centre comerciale încep să fie din ce în ce mai goale. Iar acolo unde se mai găsesc câteva produse, cozile sunt imense și adesea cumpărătorii se iau la bătaie pentru mâncare. Mercianții spun că le este din ce în ce mai greu să își aprovizioneze magazinele. Zahărul, sarea, pastele sunt produsele care abia se mai găsesc. De la începutul invaziei din Ucraina, rubla a pierdut aproape 50% din valoarea sa. Și spune că vrem un pic de optimism. Ar fi bun pentru toată lumea, pentru că suntem sătul de aceste imagini și de aceste informații grele. Războiul distruge, creează teroare. Cu toate acestea, viața merge mai departe, da, chiar și în zona de conflict, chiar și în Ucraina. De la începutul războiului, în Ucraina s-au născut 10.000 de copii. În loc de vocea mamei, cei mici au auzit pentru prima dată, din păcate, bombele. Așa s-a întâmplat în orașul Mariupol, unde o maternitate a fost atacată de ruși, iar femeile din spital au trăit teroare în timp ce aduceau pe lume viață. Una dintre pacientele care urma să aducă un bebeluș pe lume a și murit, la fel și copilul. Acest copil abia a venit pe lume. Sunt primele sale minute de viață. Înainte ca mama sa să-l țină în brațe, sunetul unei bombe răsună în sala de operații. Femeile sunt îngrozite, la fel și medicii. Pe 9 martie, o maternitate din Mariupol a fost atacată. O tânără care aștepta să-și aducă pe lume pruncul era grav rănită. Imaginile cu ea pe targă, în timp ce își ținea mâna pe abdomenul însângerat, au revoltat o lume întreagă. Toi din cole bombanule роддом. До нас привезли трьох. Одна найтяжча була з розчавленням тазу і відривом правого стегна в шоці. Поки її реанімували, проводили протишокові мероприємства, ми зробили кесаревий розтин, дістали дитину без ознак життя. După 30 de minute de resuscitare, femeia a murit și ea. În timpul acelui atac, o cunoscută blogeriță ucraineană se afla în salon. Devenise mamă. Se prezășlo 9-го числа, в 3-й больнице, în Мариуполь. Ми лежали в палатах, у нас повилітали стекла. Окна, рами,
и все ненесущие стены. Мы не знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. Mariana a fost însă acuzată de ruși că a trucat imaginile postate din fața maternității distruse de bombe, în timp ce ținea copilul în brațe. Acum, orașul Mariupol este un uriaș infern. Femeile de aici se roagă doar ca bombele să nu mai cadă peste spitale. De la începutul războiului, în Ucraina, au văzut lumina zilei peste 10.000 de copii. Și din păcate și ieri, coridoarele umane au fost boicotate, s-au bombardat în continuu forțele ruse. Îngreunează evacuarea civililor de acolo. Da, mii de refugiați, în special femei și copii, intră totuși zilnic în România. Cei mai mulți sunt doar în tranzit în țara noastră, călătoresc zile în șir pentru a se salva din calea războiului. Ajung în Gara de Nord, obosiți și speriați, iar toată viața lor este acum împachetată într-o valiză. Și primesc o mână de ajutor de la voluntari. Dar oricine este de fapt un voluntar, pentru că poate oferi un ajutor. Așa este, din dorința de a aduce un zâmbet micuților care s-au adăpostit în țara noastră și cărora le-a fost furată până la urmă copilăria. Prima TV s-a alăturat ONG-ului Salvați Copiii. Împreună spunem, credem bine! De mai bine de două săptămâni, în fiecare oră sosesc trenuri cu ucraineni. Mulți dintre ei nu știu unde să se îndrepte. Sunt ajutați imediat de voluntari care le oferă hrană sau o variantă de cazare. Sunt plânse, speriate, sunt conștiente că sunt într-o țară străină, vor să ajungă tot timpul în altă parte. Pe măsură ce zilele trec, iar războiul din Ucraina escaladează și copiii din România văd imagini și aud informații la televizor care le pot crea o stare de nesiguranță. Asta a resimțit și Renata, fetița de 9 ani a colegei noastre, Livia Graur. Practic ei au intrat și au Mariupol. Deci sunt, și astea sunt provinciile, Lugansk și Donetsk. Uite, le vezi? Astea sunt cele care și-au cerut autonomia. Mi-am dat seama că lucrurile au căpătat o amploare mare în mintea ei în momentul în care m-a întrebat într-o seară la culcare, mami, dar Putin poate să vină peste noi în casă? Subiectul atacului din țara vecină a fost dezbătut și la școala Renatei, iar copiii înțeleg foarte bine situația. Când m-am dus la școală, toată lumea, dar tu cu cine ții? Tu cine crezi că câștigă? Toată lumea mă întreba diferite chestii. Și era cineva care ținea cu Rusia? Nu. Nu era nimeni care ținea cu Rusia, nu? Astea sunt orașele cele mai atacate. Mm-hmm. Pentru că sunt, de fapt... Dar Rusia unde e? Îi ajută să obțină acces la Marea Neagră. Ce m-a șocat foarte tare este că la un moment dat a auzit la televizor din altă cameră Zelenski și s-a întors și mi-a zis știu cine e Zelenski și eu am rămas șocată, zic cine e Zelenski? Președintele Ucrainei. Președintele Ucrainei. Și de aici am dezvoltat subiectul, a aflat ce este NATO. Drama pe care ucrainenii o trăiesc acum nu poate lăsa pe nimeni indiferent, iar cei mici încearcă să ajute cum pot. Și pe ăla, și pe ăla, da, toți. Așa, și o păpușă? Da, și păpușa, tot. Și dăm și cu pat? Da, și cu pat, și cu pat. Și noi, Prima TV, alături de Salvați Copiii, am încercat să, și încercăm să facem ceva pentru acești copii. Greu încercați de soartă, foarte greu încercați de soartă, și să strângem niște bănuți astfel încât să aibă o șansă la un viitor un pic mai bun. Până acum, peste 75.000 de refugiați ucraineni au ales să rămână în țara noastră. 29.000 dintre aceștia sunt copii. Trimite și tu un SMS la numărul 8827 și donează 2 euro. Suntem împreună pentru copiii din Ucraina. Uniți într-o campanie Prima TV și salvați copiii! Ceva, Daniel, la începutul orei, că iarna nu vrea să plece de la noi. Bună dimineața, Roxana, așa o fi? Bună dimineața!
Bună dimineața, așa este. Avem parte de vreme foarte rece pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 2 și 10 grade. În capitală vom avea cel mult 6 grade, acum sunt cam 2 grade. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea pe continent, așadar în extremitatea nord-vestică a Europei. În sud-vestul și sud-estul continentului va predomina atmosfera mohorâtă și vor fi precipitații mixte. În rest, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile precipitații slabe. Vântul va avea intensificări în jumătatea de vest a continentului, precum și în zonele învecinate bazinului estic al Mării Mediterane. Temperaturile scad în regiunile vestice și cele central-vestice, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. Astăzi, la noi în țară, temperaturile se vor situa sub cele normale pentru această dată în majoritatea regiunilor, astfel maximele se vor încadra între 2 și 10 grade. În zona montană și în vestul, sudul și centrul țării se menține atmosfera închisă, la munte continuă să ningă, în timp ce în zona deluroasă din sud vor fi precipitații mixte. În restul țării vor predomina ploile. Vântul va avea intensificări în sud-estul teritoriului, dar și pe crestele montane. În București avem parte de vreme rece, maxima se oprește pe la 6 grade, atmosfera se menține închisă, iar vântul devine activ. Mâine se menține vremea rece, cu o temperatură maximă de 5-6 grade, iar sâmbătă vremea va fi în continuare mult mai rece decât ar fi normal pentru această dată. Maxima se va situa în jurul valorii de 6 grade, însă vântul va sufla cu viteze de 35-40 de km pe oră și va amplifica senzația de frig. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept și ora viitoare cu informațiile meteo. Irina Daniel. Mulțumim, Roxana, nu-mi place deloc ce aud. Intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Am revenit și vă întreb, de câte ori nu vi s-a întâmplat să vă treziți dimineața foarte obosit sau cu dureri de cap? Da, de multe ori și de cele mai multe ori nu băgăm în seamă aceste semne, le trecem cu vederea sau punem pe seama scăderii tensiunii sau a lipsei cafelei. Motiv pentru care ne întâlnim cu Alin Popescu, e medicul care e alături de noi în fiecare joi de dimineață. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, Alin! Să nu-mi spui că tu n-ai pățit-o! Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața, telespectatorul Prima TV! Am pățit-o și eu, dar mult mai rar decât au pățit-o alții. Aș face o diferență totuși între durerea de cap sau cefalee, cum se e ea denumită în termen medical, cefalea matinală și oboseala. Oboseala în sine poate exista fără durere de cap, datorită orelor insuficiente de somn, datorită insomniei, datorită unui somn lipsit de calitate. Durerea de cap este totuși altceva și ea poate să aibă foarte multe cauze. De pildă, poate să ne doară capul datorită unui exces de medicamente sau de alcool cu o seară în urmă. Poate să ne doară capul datorită unei perne noi prea mari sau prea neadaptate zonei noastre cervicale. Poate să menționez doare copiii, animalele și soția, și să știi. Și astăzi, dar pe nevastă aștept să le menționez și pe astea trei. La sfârșit, domnul prezentator, la sfârșit. Asta între voi, discutați între voi. Exact, între noi, eventual, o cafea așa după ora 10. Alin, dar ai specificat faptul că durerea de cap apare atunci când nu îți faci numărul orelor de somn necesar. Dar să spunem că totuși dormi atât cât trebuie și totuși te trezești cu oboseală. Hai să nu mergem direct către durerea de cap. De ce? Oboseala epuizat, poate fi epuizat, Alin. Eu nu cred că nu ai pățit nici asta, te rog. Da, am pățit, în fine. Eu sunt un om cu energie și dimineața, în general, mă scol fresh. Dacă îmi fac cele 7 ore de somn, dimineața sunt absolut în formă. Am pățit-o foarte rar. Oboseala poate să aibă și un caracter cumulativ. Adică ajung la un, hai să nu zicem burnout, că e prea mult, dar ajung la o stare de oboseală cronică datorată unui program zilnic prea încărcat. Oboseala, însă, de cum discutam noi în dimineața asta, cum începusem discuția, o leg de un somn insuficient de 3, 4, 5 ore de somn și oboseala se remite după o cafea, după un mic dejun, după niște carbohidrați, intru în programul zilnic. Dacă am oboseală cronică, inclusiv în derularea sarcinilor zilnice aș avea dificultăți.
Deci aș... Sunt mai multe tipuri de dureri de cap, că începusei la un moment dat să povestești despre lucrul ăsta. Da, sunt mai multe tipuri de dureri de cap, atât prin caracterul lor, cât și prin momentul din zi când apar. Noi vorbeam astăzi în focus la prima oră de cefalea matinală, de durerea de cap de la prima oră. Și spuneam, în afară de somnul insuficient, în afară de perna proastă, poate să fie, de exemplu, bruxism. O cauză pe care puțin o iau în calcul. Deci cei care trosnesc dinții involuntar în timpul somnului, cu durere în articulația temporomandibulară. Deci bruxismul poate să fie o cauză de durere de cap. Și e doar un exemplu. Și... durere de cap poate să n-aibă nici... Există și dureri de cap care nu au un substrat care poate fi dovedit și din acest punct de vedere de obicei noi ne repezim destul de repede la un medicament, la un painkiller, ca să nu dăm denumiri comerciale, în ideea în care dacă iau pastiluța aia întrece capul. Câteodată se întâmplă așa, câteodată doar și un efect. Ar trebui să ne îngrijorăm dacă nu trece capul cu pastiluța aia sau la ce tip de durere de cap ne îngrijorăm deja? Durerea care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne trimită către medicul de familie, dacă nu chiar către specialistul neurolog, este durerea care revine zilnic. Dacă timp de 10, 14, 20 de zile, dimineață de dimineață, în condiții în care nu am mâncat mult seara, nu fac exces de alcool, am camera reisită, am o pernă bună, am liniște când dorm, nu am un stres major în familie și eu totuși am o cefalee persistentă în fiecare dimineață, eventual chiar prelungită pe parcursul zilei, ăsta este un mare semnal de alarmă. Și ar trebui să vedem o opinie medicală. Și mai avem o singură întrebare și scurt răspunsul. Sfărăitul poate fi o cauză a acestor dureri de cap? Da. Poate fi sfărăitul și poate fi inclusiv o deviație de sept. Pentru că o deviație de sept nu permite trecerea normală a aerului prin cavitatea nazală în timpul. Și asta chiar am pățit înainte de a mă opera. La 25 de ani aveam problema asta, că mi-aduc aminte acum abia să răspund la întrebare. Și până să mă operez de hipertrofie de cornete nazale, dimineață, săptămâni în șir, mă sculam cu o durere, o cefalee frontală, deci am o durere de cap dimineață la nivelul frunții. Deși și sfărăitul și deviație de sef și alte boli orele pot da această cefalee matinală. Mulțumim tare mult, Alin, pentru intervenție. Mulțumim frumos, Alin. Mare dragă, o zi bună. Te așteptăm aici, în studio, să vorbim pe larg aici. Joia viitoare vin, gata, să se termine cu Zoom-ul. Joia viitoare sunt lângă voi acolo pe canapea. It's a deal. Clar. Te așteptăm, mulțumim. Clar, numai bine. Hai să nu ne îndepărtăm prea mult de domeniul sănătății, ce corect. Spui, da? Domeniul sănătății, da. Dacă pentru față și decolteu există numeroase soluții de întinerire și doamnele știu, când vine vorba de mâini, opțiunile se restrâng la câteva procedee laser și creme. Atenție, o nouă metodă, mai nouă și mai performantă, este întinerirea cu cristale de calciu, o substanță ce hidratează și conferă volum. Ce știe el? Urmează Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Indre. Bună dimineața! Dacă pentru față și decolteu există numeroase soluții de întinerire, când vine vorba de mâini, opțiunile se restrâng la câteva procedee laser și creme care promit să facă minuni pentru piele. O metodă mai nouă și mai performantă este rejuvenarea cu cristale de calciu, substanță care hidratează și conferă volum. Rezultatele se văd imediat și durează în medie 2 ani. Cauzele îmbătrânirii pielii de pe mâini și brațe sunt diverse și nu țin întotdeauna doar de factorul genetic. Rejuvenarea înseamnă să încercăm să readucem aspectul tânăr al pielii și al țesuturilor prin hidratare, îndepărtarea petelor și prin stimularea producției de colagen. Trebuie să înțelegem că tot corpul, fața, sânii, abdomenul, inclusiv zona mâinilor, e zona sensibilă care, din păcate, îmbătrânește. Și noi, esteticiene, întotdeauna aflăm vârsta adevărată a pacientului
văzând sau analizând anumite zone a corpului. Una din zonele respective sunt într-adevăr dorsul mâinilor. E o zonă care este expusă vara la soare, iarna la frig. Ne spălăm pe mâini, mai ales acum cu dezinfectanți. Spălăm vasele și așa mai departe. Este o zonă care îmbătrânește și într-adevăr în ultima vreme avem o explozie de cereri din partea pacienților care își doresc o rejuvenare la nivelul dorsului mâinilor. O metodă simplă și cu rezultate rapide este rejuvenarea cu hidroxiapatită de calciu, o substanță care se găsește în corpul nostru, în special în structura oaselor și a smalțului dinților. În estetica medicală este folosită ca filler. Există mai multe feluri de tratament, de la injectări cu acid hialuronic pentru hidratare, până la aparate de care rezolvă, care tratează petelor la nivelul respectiv care apar, pete care apar datorită îmbătrânire, în ghilimele, fie readugarea de volum, de exemplu cu cristale de calciu. În caz că noi dată ce îmbătrânim, pielea se subțiază, apar niște goluri datorită reabsorbției de grăsime și apar aceste vase, extensoarele și așa mai departe, astfel încât odată ce readugăm volum, acoperim zona respectivă și o întinerim. În plus, care e avantajul odată ce folosim cristale de calciu? Cristale de calciu se găsește în mod normal la nivelul corpului, la nivelul dinților, la nivelul oaselor. Fiind substanțe naturale, nu avem probleme de alergii sau de alte complicații. E substanță extraordinară care adaugă volum, dar în același timp stimulează foarte mult colagen propriu, astfel încât nu numai că adaugăm volum, dar și ajutăm foarte mult la nivelul elasticitate și fermitația pielii în zona respectivă. Efectele adăugării de volum se văd imediat, iar stimularea producției proprii de colagen face ca rezultatele să persiste până la 2 ani. Tratamentul este tratament rapid. Nu este dureros, durează între 10 minute și o sfert de oră, pur și simplu cu o canulă atraumatică se înțapă o singură înțepătură, un bob de orez, cum numim noi, în care inserăm canula și reinjectăm uniform substanța respectivă. Nu este tratament dureros deloc, imediat după tratament masăm puțin gentil zona respectivă și cu asta s-a terminat tratamentul. Nu există dureri, nu există timp de recuperare, pur și simplu ne bucurăm de rezultat imediat după ce părăsim clinica. Tratamentul nu necesită teste prealabile, este non-toxic, non-cancerigen și non-alergenic, fiind utilizat pe scară largă în estetica medicală. Interesant material, nu? Da, sincer să fiu, povestea asta cu cristalele de calciu mi se pare o treabă așa, nu știam de... Sunt foarte multe chestiuni mici. Să te pără, să te spun că ai zis că faci baie în calciu de seară? Da, nu mai fac baie în iod, așa e. Am zis că trec de la una la alta. Mai râdem și noi și volum, mai volum, rejuvenare. Bineînțeles. Ce avem de pierdut? Spune tablete de calciu, e ok. Tablete de calciu, doamnelor și domnilor. Mai glumă, mai serios. O să revenim la ora 9 cu chestiuni extrem de serioase legate de ce se întâmplă în România din pricina inflației și nu numai, dar discutăm și despre ce se întâmplă în Ucraina. După câteva minute, după pauza de publicitate, rămâneți alături de noi. Este ora 9. Haideți să vedem despre ce discutăm. Da, previziunile. Cele mai importante lucruri care se întâmplă pe la noi. Adică ce face studenții români? Hai să vorbim despre studenții români, da, e o idee bună pentru început. Iată, sunt nemulțumiți de decizia de a se reîntoarce fizic la cursuri după ridicarea restricțiilor despre care am tot vorbit. Liga Studenților din Iași a depus chiar o plângere penală la DNA împotriva ministrului Sorin Câmpeanu pentru că pune presiuni asupra universităților de a se întoarce la formatul de învățământ fizic. Studenții, practic, sunt obligați acum să-și găsească într-un timp record, pentru că decizia a fost luată de pe zi pe alta, locuri de cazare, unii dintre ei s-au angajat și trebuie să-și lase deoparte joburile.
Pe de altă parte, sunt destul de mulți oameni care spun în felul următor: ar fi trebuit să ne așteptăm de vreme ce se anunță că se anunța de fapt că aceste restricții urmează a fi ridicate și că va exista o ajustare a tuturor lucrurilor care funcționau în felul în care funcționau. Probabil bine... atât cei de la Iași, cât și cei de la SNSPA și cei de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru că și despre ei vorbim și ei sunt nemulțumiți, să așteptau ca acest sistem hibrid să poată funcționa până la sfârșitul semestrului 2. Să funcționeze în continuare sistemul hibrid, pentru că, da, dintre anumite puncte de vedere există aceste beneficii. Am și vorbit despre beneficiile pe care le aduce sistemul hibrid, în special pentru cei care, orică-s bolnavi, orică din diverse alte motive medicale, nu se pot deplasa și atunci nu pierd materia, pentru că pot fi în continuare prezenți. Dar ministrul Gâmpeanu e destul de sigur de decizia lui, spune că nu, universitățile vor primi finanțare doar pentru învățământul în format fizic. Cu alte cuvinte, este o negociere care pare că eșuează. Să sperăm că nu este cazul când vine vorba între negocierile legate de Ucraina și Rusia, nu? Da. Acolo ar trebui ca aceste negocieri să nu eșueze. Deja se stipulează în înțelegerea propusă cum că Ucraina ar trebui să fie foarte clară. Să spună: domne, noi renunțăm la NATO, renunțăm la tot ce înseamnă suport din partea statelor vestice și asta ar însemna că Rusia să fie și ea dispusă să se liniștească, să vină cum ar veni în întâmpinarea acestor cerințe și să zică da, e pace, va fi pace. Rusia le cere neutralitate după sistemul Suediei, după sistemul Austriei, însă cumva ucrainienii nu sunt de acord cu treaba asta. Rusia spune ok, puteți avea propria armată, dar nu mai puteți avea acolo baze militare străine care v-ar putea susține, cum sunt Statele Unite, cum e Marea Britanie, cum e Turcia. Noi vorbim aici despre discuții care sunt pe surse, pentru că de fapt și de drept nu știm toate discuțiile care sunt la aceste întâlniri. Nu dar le știe nimeni nu deocamdată. Nu le știe nimeni deocamdată, da, pentru că de fapt și de drept sunt chestiuni extrem de sensibile. Gândiți-vă că discursul lui Zelenski este unul extrem de tranșant când vine vorba de ceea ce vrea sau nu vrea o parte sau cealaltă. El spune: sfârșitul războiului, securitate garantată, suveranitate și restaurare a integrității teritoriale. Asta înseamnă până la urmă și retrocedarea Crimeei. Și vom mai vorbi despre asta, nu? Da, așa este. Până atunci, haideți să ne întoarcem la frigul care ne omoară zilele astea. Credeam că iarna a plecat din țară, dar iată că meteorologii anunță că începând de astăzi vremea se răcește din nou, sunt tot mai mici temperaturile față de normalul acestei perioade, e frig afară, vin și nisori și Lapovită, spuneai ceva mai devreme. Da. Nu trebuie să vă surprindă că Timișoara, Lugoj, Drobeta, Turnu Severin, Caransebeș or să fie orașe unde se vor vedea din nou fulgii de nea. Pe de altă parte, să nu uităm că deja lucrurile se simt, pentru că cel puțin până pe 21 meteorologii ne anunță că vremea va fi urâtă și specifică iernii. De altfel, de la această oră, cel puțin pe județul Cluj și zona adiacentă, avem o atenționare de vreme severe iminentă. E vorba de ceață foarte densă și de posibil ghețuș sau polei, ceea ce e foarte rău pentru trafic. Intri în detalii. Nu aștepți rubrica meteo. Nu o să vină oricum și Roxana la un moment dat. Vă invităm să vedem și celelalte știri ale zilei. Avea o casă, o familie, prieteni, o viață liniștită. Asta până când rușii le-au invadat orașele. Câteva lucruri aruncate într-o geantă, cu copiii de mână sau în brațe, au pornit la drum spre România, sperând să găsească, și-au găsit aici, siguranță. S-au trezit într-o țară străină, însă, pe străzi, dezorientate unele dintre ele. Bunătatea românilor însă le-a salvat. Un grup de mame au primit un acoperiș, un pat, liniște, în țara noastră. Acum tot ce mai speră este să se întoarcă în Ucraina lor și să-și regăsească rudele pe care le-au lăsat acolo, acasă, în front, în viață. Atenție! Urmează mărturii care vă pot afecta emoțional. Putin, zupăniți-ne, hoce-mă dodomu! Acesta este mesajul unor copii care au rămas în viață doar pentru că mamele lor au fugit cu ei din fața tancurilor și a soldaților ruși. Acum locuiesc în România, dar dorul față de cei rămași în Ucraina nu-i lasă să se bucure că sunt în siguranță. Tații lor sunt în case bombardate și urmează să se înroleze și să-și apere țara. Yes, I miss him. You're my home. I miss my father. I want to come in Ukraine when the attacked Russian
for Ukraine is asked when Ukraine win. Iana este una dintre cele patru mame care locuiește în București. Își aduce aminte cu groază de ziua de 24 februarie atunci când a început războiul și a fost nevoită să fugă din casa ei. And I set fire for clock in the morning. We woke up because of some shout. At first I think it was some salute like firewall, firework. And after a third shout, I understand that it was really bombing, something like explosions. S-a ascuns alături de soț și de copii în subsol. Au stat acolo 30 de minute și apoi au plecat în Cernăuți. Acolo a rămas și soțul ei, iar ea, alături de trei femei și de copii, au decis să plece în România. Cu gândul, sunt tot în Ucraina. Ukraine will win. We believe in that. We know that. And you will get that Yes, home? Yes, of course. We just pray to save our house and our village and our neighbors, our friends that live there. Her husband told me that he cannot speak with his friend and his brother. There are Russian soldiers in Dymarka and we cannot phone him. The phone doesn't work and we don't know what was happened with him. Lena a venit și ea în România de aproape 3 săptămâni. Life changed, full changed. I don't work in Romania, but I want to start to work. And children, I want to children go to school. I have two children. The school is very important for us. I planning vacation, I planning holidays, I planning different activities for my children. And to now stay, I don't know what I need to do in the future. To the summer, we will go to the sea, Black Sea. Femeile nu vor să plece spre vestul Europei. Vor rămâne în România până în momentul în care se vor putea întoarce acasă, în Ucraina. Ele speră că într-o lună războiul se va termina. Președintele Joe Biden a anunțat că Statele Unite vor trimite un ajutor militar suplimentar în valoare de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone și sisteme antiaeriene. Prin noul pachet, suma totală alocată într-o singură săptămână pentru a sprijini armata ucraineană în fața invaziei ruse ajunge la $1 miliard, a declarat președintele Biden. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. Retragerea marilor comercianți de pe piața rusă, ce să vezi, a produs haos. Cum arată magazinele, vedem imediat. Dar până atunci vorbim despre NATO, care va aduce mai multe trupe pe flancul estic al Alianței, anunțat aseară secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Adică Jens Stoltenberg a mai precizat că statele membre ale NATO nu se vor implica militar în Ucraina, nici la nivel aerian, în sensul stabilirii unei zone de excludere aeriene, și nici terestru. NATO allies and partners have supported Ukraine with equipment and training for many years. We are helping Ukraine to uphold its fundamental right to self-defense, freedom and democracy. Moscow should be in no doubt. NATO will not tolerate any attack on Allied sovereignty or territorial integrity. 100,000 US troops in Europe and around 40,000 troops under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance. Deci 100.000 de soldați la nivelul întregii Europe, ceea ce este o cifră, dacă ne gândim la cifra pe care o avea comasată la graniță Putin pentru operațiunea militară specială. Și pare mi se că ăștia-s doar soldați americani, da. Ceea ce chiar este o cifră. Oricum,
Teatrul dramatic din Mariupol a fost bombardat de forțele rusești. Deja vorbim despre un oraș care era aproape de catastrofă umanitară. Iată că lucrurile continuă acolo, înspre rău merg. Clădirea era folosită ca adăpost antibombardament, iar înăuntru s-ar fi aflat peste 1000 de civili. Imagini din satelit arată că în fața și în spatele teatrului scria în limba rusă cu litere mari cuvântul copii. Deocamdată nu este cunoscut numărul real al victimelor. Știi cumva, asta este speranța că ți arăt că scrie, nu bombarda, pentru că poți să produci un dezastru. Și atunci e adevărat că nu sunt civilii ținta lor? Pică varianta asta, Se pare că da, nu stă în picioare. Sancțiunile impuse de comunitatea internațională împotriva Federației Ruse încep să se resimtă și la nivelul rusului de rând, cel care merge la cumpărături. Adică, din cauza retragerii marilor producători de alimente din Rusia, asta înseamnă că rafturile marilor centre comerciale din Moscova, priviți, s-au golit. Iar acolo unde se mai găsesc câteva produse, cozile sunt imense și adesea cumpărătorii se iau la bătaie pentru mâncare. E din ce în ce mai greu, spun comercianții, să aprovizioneze aceste magazine. Zahărul, sarea, pastele sunt produse care practic nu prea se mai găsesc. De la începutul invaziei din Ucraina, rubla a pierdut aproape 50% din valoare. Și continuă sancțiunile împotriva Rusiei. Elveția, iată, a luat o decizie istorică, nu? Da, țara care până acum a fost neutră de-a lungul istoriei, de altfel știm acest lucru, a decis să anunțe sancțiuni împotriva 200 de oligarhi ruși. Vorbim despre sancțiuni financiare, dar și restricții de intrare în țară. E bine, anunțul a fost făcut de guvernul elvețian, iar pe lista celor sancționați se numără nume grele. Acolo se regăsește și Roman Abramovici, Andrei Melnicenko și al șaptelea cel mai bogat om din Rusia, Alexander Vinokurov. Sunt o grămadă de bani pe care i-au oamenii ăștia și pe care teoretic acum nu-i mai pot accesa pentru că având conturile în Elveția. Am văzut că și casele oligarhilor ruși din Marea Britanie sunt oferite, a declarat Boris Johnson, către refugiați, cazare pentru refugiați. Da, același lucru se dorește și în Franța să se întâmple, da. Și în Italia. Adică cumva toate statele unde se știe că există astfel de proprietăți să fie confiscate cumva și date către... E interesant cum o să ajungă să evolueze această situație. Vladimir Putin a fost declarat criminal de război. Rezoluția a fost adoptată în unanimitate în Senatul Statelor Unite, în semn de solidaritate cu invazia armatelor rusești în Ucraina. Vladimir Zelensky s-a adresat Congresului American și a cerut încă o dată instituirea unei zone de restricții aeriene deasupra Ucrainei. Rezoluția de condamnare a liderului de la Kremlin a fost introdusă de senatorul republican Lindsey Graham. Votul însă din Senatul American a fost unanim. Mutarea fără precedent a legislativului american deschide calea unor ample anchete internaționale. Thanks to the president's approach, Putin is now one of the most reviled and isolated leaders that the world has seen in a very long time. For this reason alone, signing the omnibus into law is a major accomplishment. Iar acesta nu a fost singurul moment istoric din Congresul American. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, s-a adresat online aleșilor din Statele Unite. A fost întâmpinat cu un ropot de aplauze. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Slava Ukraina! Slava Ukraina! Discursul s-a punctat ororile pe care armata rusă le-a provocat în Ucraina. Este un atac asupra valorilor lumii occidentale, nu doar asupra orașelor ucrainene, a ținut să precizeze Zelensky. Aceasta este o teroare pe care Europa nu a mai văzut-o de 80 de ani și cerem o replică, un răspuns pentru această teroare din partea întregii lumii. Cerem chiar atât de mult să creați o zonă de restricție aeriană deasupra Ucrainei pentru a salva pe oameni? Am un vis. Aceste cuvinte sunt cunoscute de fiecare dintre voi. Astăzi pot spune, avem nevoie, am nevoie să ne protejăm cerul. Un mesaj emoționant de condamnare a invaziei ruse în Ucraina a rostit astăzi și Papa Francisc. Perdonați, signori. Perdonați, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo a bravevarci al sangue dei morti dilaniati delle armi. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci se continuiamo come Caino
a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. În scurt timp, Curtea Internațională de Justiție de la Haga este așteptată și ea să pronunțe un verdict cu privire la acuzațiile de genocid pe care Ucraina le aduce Federației Ruse. Imagini pe care foarte greu poți să le procesezi, pentru că sunt extrem de... Da. Ucraina și Federația Rusă au schițat o primă versiune a unui plan de pace în 15 puncte, a anunțat Financial Times, care a citat trei surse apropiate negocierilor. Printre acestea se numără încetarea focului și retragerea trupelor rusești, doar dacă Ucraina își declară neutralitatea și acceptă o limită asupra forțelor sale armate. Însă, poate unul dintre cele mai importante și disputate puncte de negociere ar stipula ca autoritățile de la Kiev să renunțe, și deja Zelenski se gândește, dacă nu s-a gândit deja serios, să renunțe la ambițiile de la adera la NATO și să promită că nu va găzdui baze militare sau armament în schimbul protecției din partea unor aliați. Statele Unite, Marea Britanie, Turcia. Dimitri Peșco, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus ieri că negociatorii discută o soluție de compromis în care Ucraina să rămână neutră, după modelul Suediei și al Austriei. În schimb, Mihailo Podiliac, principalul consilier al președintelui Zelenski, a precizat că draftul acestui plan de pace, publicat de Financial Times, e doar versiunea Rusiei. Și vorbim despre o decizie cu impact major în aceste negocieri de pace dintre Ucraina și Federația Rusă. Pentru că avem o decizie din partea Curții Internaționale de Justiție, care a decis să ceară Moscovei să oprească imediat războiul din țara vecină. Judecătorii de la Haga au mai hotărât că Rusia trebuie să se asigure și că forțele aflate sub controlul său sau sprijinite de Kremlin nu vor continua luptele în Ucraina. Să ne amintim că Moscova angajează forțe siriene. Da. Într-o scurtă și cuprinzătoare postare pe o rețea socială, liderul de la Kiev a catalogat decizia Curții de la Haga drept o victorie deplină în procesul împotriva Rusiei și care, dacă nu va fi respectată, duce la o și mai mare izolare a Moscovei. The court indicates the following provisional measures. By 13 votes to 2, the Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine. The Russian Federation shall ensure that any military or irregular armed units which may be directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control or direction, take no steps in furtherance of the military operations referred to in point one above. N-ai fost atent la siluetă. Nu, mă uitam la chestiuni legate de climat. Doamnelor și domnilor, urmează Roxana. Bună dimineața, bun găsit tuturor. Avem parte de vreme rece. Dacă până acum luna martie venea cu ghiocei, zambile, soare și temperaturi ceva mai ridicate, în acest an a venit cu zăpezi și temperaturi scăzute, iar procesul de răcire va continua și în perioada următoare. Dar până atunci, haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea la noi în țară. Astăzi, temperaturile se vor situa sub cele normale pentru această dată în majoritatea regiunilor. Astfel, maximele pornesc de la 2 grade pe litoral și se opresc pe la 10 grade în nord-vestul țării. În zona montană și în vestul, sudul și centrul țării se menține atmosfera închisă. La munte continuă să ningă, în timp ce în zona deluroasă din sudul țării vor fi precipitații mixte. În restul teritoriului vor predomina ploile, vântul va avea intensificări în sud-estul țării, dar și pe crestele montane. Mâine, vremea va fi cu mult mai rece decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, astfel temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 9 grade. În estul și sudul teritoriului vor fi posibile fulguieli, în timp ce în sud-vest sunt anunțate precipitații mixte. Vântul va fi mai activ în estul și sud-estul țării, cu viteze mai mari pe litoral, amplificând senzația de frig. În capitală avem parte de vreme rece, maxima se oprește pe la 6 grade astăzi, atmosfera se menține închisă, iar vântul devine activ. Mâine o să avem parte de vreme rece cu o temperatură maximă ce nu va depăși 6 grade. Sâmbătă vremea va fi în continuare mult mai rece decât ar fi normală pentru această dată.
Maxima se va situa în jurul valorii de 6 grade, însă vântul va sufla cu viteze de 35-40 de km pe oră și va amplifica senzația de frig. La munte, temperaturile încep să scadă, iar ninsorile vor continua în Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali. Vântul va avea intensificări la altitudini mari. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Irina Daniel. Mulțumim, Roxana. Pauză de publicitate acum, nu? Da, revenim cu Dacă Ciupătaru. Rămâneți cu noi. Și bineînțeles că am revenit și l-avem alături pe Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației. Bună dimineața, Dragoș! Bună dimineața! Bună dimineața. Mă uitam cum a fost anunțat. Știi de ce mi-a adus aminte când te-am văzut cum te aranjezi? De Klaus Iohannis, atunci când a venit premierul Poloniei și s-a aranjat. Așa. Și a făcut exact cum făceai tu, așa s-a aranjat și s-a pregătit să vină oficialul. Ah, am înțeles. Dar el e tot timpul aranjat, că el nu stă cocoșat. Corect. E sportiv. Da. Nu sunt doi. Ți-ai luat ulei? Ai ulei acasă? Pentru că întrebarea vine normală în condițiile în care asta este noua isterie. După ce discutam săptămâna trecută despre benzină, acum discutăm despre ulei. O isterie care și așa este alimentată. Da. Prin faptul că toată lumea discută despre asta. Cu siguranță, da. Asta e o problemă. Nu mi-am luat ulei pentru simplu fapt că nu, de când am plecat pe drumul ăsta spre sănătate, de vreo aproape 8-9 ani și de vreo 5 de când sunt pe el ok, cu aceeași greutate, cu toate, am o dietă alimentară, un stil de viață care nu include... Ce vorbeam? De câte feluri de mâncare există fără ulei, nu? Care nu include uleiul de floarea soarelui, care este o nenorocire, adică mai ales dus la lumea nu știe ce se întâmplă cu acest ulei. Noi, oamenii sunt, pentru că nu au informații, sunt crescuți în această mentalitate cu prăjeală, cu nenorociri, cu... Există orice vrei să mănânci, nu că se poate face fără ulei, e mult mai bine fără ulei și mult, mult mai bine fără ulei de floarea soarelui. Și totuși sunt mulți care la temperaturi foarte mari și s-au speriat că rămân fără ulei. A fost o dragă nebunie. S-au golit rafturile de ulei de floarea soarelui în condițiile în care noi producem încă floarea soarelui. De unde isteria, Dragoș? M-ai oprit exact când voiam să zic ce e mai important pentru oameni. Nu, voiam să le spun oamenilor că nu e ok ce se întâmplă nici cu uleiul de floarea soarelui, cum nu e ok cu foarte multe uleiuri, când îl duci la temperaturi foarte mari, când dispare acel raport sănătos de omega-3, omega-6, când, adică sunt foarte mari probleme cu uleiul dus la temperaturi foarte mari și trebuie evitat pentru că nu mori dacă mănânci o dată pe săptămână o prăjeală sau ceva, dar în 40 de ani asta nu încape în mintea noastră, din păcate. În mintea noastră nu încape faptul că toate excesele alimentare pe care le facem, iar prăjeala este un exces extraordinar, prăjeala asta în ulei și prăjiturile și absolut tot ce facem cu foarte mult ulei, toate astea așează în 20, 30, 40 de ani și întăresc toate acele comorbidități care după vârsta de 50 de ani te predau industriei farma. Vei avea un pumn de pastile, nu te vei mai putea deplasa. Uitați-vă la oamenii în vârstă din această țară. Nu mai au o formă umană. Sunt 8 din 10, sunt pur și simplu pătrați. Sunt un bloc de carne cu grăsime și așa arată oamenii. De ce? Pentru că au mâncat câteva prăjeli? Sau... Nu, pentru că zilnic s-au hrănit prost timp de 40 de ani. O proastă alimentație nu te omoară în 3 ani, în 5 ani. Cum e aia? Aolo, am mâncat odată la o lună sau la două luni, am gustat ceva de la un fast food. Nu e nicio problemă. Problema e ce facem fiecare zi. Din păcate, noi suntem atât de prost educați, atât de lipsiți de educație, de fapt, că noi încă facem la școală limba latină. Noi nu învățăm ce să mâncăm, ce e sănătos, ce e bun. Cum s-a ajuns la criza asta? Te rog. 1. Speculă. Da? Că m-a întrebat. Eu voiam să-ți mai ridic la fileu pe încă una, dar e ok dacă... Nu, n-am nevoie. Nu, adică, e în regulă. Vor. Adică mă mulțumesc Mie mi-a rămas, când am discutat despre, mă rog, deci hai glumiți voi. Dragoș, atunci trecută spuneai că nu îi învinovățești pe cei care s-au înghesuit la cozi la combustibil. Deloc. Bun. Care e situația acum cu uleiul alimentar? Pentru că au fost foarte mulți care au făcut aceeași treabă.
Da, la fel. Deci oamenii nu sunt de acuzat că fac asta. Problema e cine face lucrurile astea. Acum, există un, ca în orice isterie de asta, există un adevăr. Adevărul de la care se pleacă este că Rusia și Ucraina produc 80% din uleiul de floarea soarelui, da, de pildă, care ajunge și la noi. Pe de altă parte, dacă stai și te uiți la cifre, ele sunt foarte, foarte clare. Cine s-apucă să citească câteva informații ok și oficiale despre floarea soarelui, află imediat că, deși foarte multe fabrici s-au închis la noi, avem și producție de semințe, de, da, și da, producție de ulei sau capacitate de procesare cât să acoperim necesarul nostru. Deci, în momentul ăsta, nu este o problemă. Apoi, ce mai trebuie să știm despre... La fel, repet, informații oficiale. Da. Da? Ce mai trebuie dar să știm despre... ceva cu ceva vreme că nu mai avem încredere în informațiile oficiale și asta e o altă problemă. E o problemă, na, foarte mare, încrederea în general, exact, pe care o avem și unii în alții. S-a văzut și cu ce se întâmplă acum, dar și în autorități. Și e normal să fie așa. Adică atunci când îl vezi că iese de la agricultură pe chesnoiul ăla, e evident că tu zici, bă, eu n-am cum să am încredere în securistul ăsta, fie și pentru faptul că nu știe nimic despre agricultură. N-ai cum să ai încredere în așa ceva. Au ajuns la noi, avem acum guvern, niște plantează miniștri... Plantează și culege informații, iată termen agricol. Da, 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 senzațional. Sau poate că oamenii s-au temut și de creșterea prețurilor. Poate că unii erau conștienți că suntem creșterea producători. Creșterea prețurilor este evidentă. Prețurile vor crește. Problema e că să-ți faci stocuri de ulei de floarea soarelui este contraproductiv, ca să zic așa, pentru că uleiul de floarea soarelui nu rezistă mult, mai ales cel ambalat în cutii, în plastic. Da. Da? Nu rezistă mult. Va, știi cum e, bă, are gustul ăla de rânce. Rânce, de da, de la, da, da. Da? Nu, e, nu e în regulă. Deci nu e ok să-ți faci provizii de ulei. Acum, dacă oamenii se simt mai bine făcând asta și blocând niște bani în ulei de floarea soarelui, asta e, că aici avem o altă problemă cu educația financiară. Bă, ce facem exact cu banii? Adică și în aceste perioade de criză e foarte important să știm, bă, la ce pot renunța din stilul meu de viață. Iată, te uiți la... Și e suficient să te uiți la o familie de refugiați și la aceste interviuri, da, care apar peste tot. Eu am stat de vorbă ieri, se difuzează în weekend la Cafeneaua Nației cu oameni din ONG-uri care sunt la punctele de trecere și care au grijă de oameni ajunși deja și unii dintre ei integrați cât de cât în societate. Și e de ajuns să le afli povestea cum, sau să vezi un copil care până acum 2 săptămâni mergea la școală, avea colegi, prieteni, nu-i lipsea nimic. Nimic. Și cu, din, cât, da? Cu ce și, puțin se descurcă acum, nu? Da, și a plecat pur și simplu. E, noi suntem la distanță față de rând, nu trebuie să facem aceste, sau nu suntem, da, în situația de a rămâne fără tot. Dormim acasă, pe perna noastră, în așternuturile noastre, ne suntem cu ai noștri, cu familia, cu tot. Dar sunt cheltuieli pe care le facem azi, la care am putea să renunțăm totuși. Apropo de cheltuieli. Așa. Se discută de ceva vreme că ar trebui să plafonăm niște prețuri la energie, după aceea s-a vorbit despre gaze, la un moment dat se discuta destul de mult și despre acciza de la combustibil, nu s-a întâmplat nimic până în momentul de față. Nu a trecut de guvern, nu? E o promisiune pe care guvernanții au făcut-o în mod public, apropo că și vorbim despre lucrul ăsta, și care nu se întâmplă. Până la urmă, de ce nu se înțelege? Că pare că nu se înțelege PSD-ul cu PNL-ul în povestea asta. Da, aici e și e normal să se întâmple așa. PNL-ul are o viziune absolut cretină despre lume și despre valori. Adică PNL-ul n-are nicio problemă, l-ascultăm pe Câțu de fiecare dată. Câțu n-ar avea absolut nicio problemă ca de mâine să dea o lege prin care oamenii care câștigă sub 2500 de lei pe lună să fie executați. El n-ar avea o foarte... Adică nu e că n-ar dormi în nopțile următoare. Înțelegi? Da. Te uiți la concepția lui despre lume, la declarațiile, da, Florin, pe care le face. Florin spunea că o să fie o apăsare așa foarte mare pe buget. 3-4 miliarde. Păi asta, că pe el doare bugetul. Da, înțelegi? Da, asta, da, asta înseamnă să fii împotriva cetățenilor din țara ta. Să te doară mai rău de buget decât de nevoile oamenilor. E foarte simplu. Câțu este un astfel de personaj. Normal că te lovești în coaliție de concepție
concepția social-democrată care spune, bă, hai un pic că nu putem să nu-i lăsăm pe oamenii în urmă, este o investiție. În mintea lui Câțu nu poate să cuprindă asta. Mintea lui Câțu explodează dacă îi zici că este o investiție să nu lași oamenii în urmă. Oamenii aia lăsați în urmă, ce fac? Devin infractori, devin bolnavi, devin o povară pe sistem. Pe și presiunea pe buget e și mai mare. Deci pe sistemul de sănătate. Da? Cum? Care e viziunea PSD-ului în condițiile astea? Pentru că bugetul oricum ar fi, va avea de suferit. Tot pe minus e, indiferent cum mai pune problema. Nu, ei nu au o viziune despre lume ok. Adică tot ce ar trebui să vedem noi astăzi... Tu mi-ai toate speranțele și, astăzi. Da. Tot ce ar trebui să vedem noi astăzi ar fi... Pentru că întrebarea mare asta e... Bă, ce politici publice așa vor duce în perioada urmă? Asta e singura întrebare la care trebuie să răspundă și ursulețul ăla de Ciolacu și soldatul. Da? Okay. Care nu știe nimic despre nimic. Ăsta, deci ieri eu l-am văzut fericit o singură dată pe Câțu al nostru, pe Ciucă al nostru, că toți sunt cu Câ și Câțu și Câțu și Ciolacu și Cheznoiu și așa. Deci pe Ciucă al nostru eu l-am văzut o singură dată fericit. Ieri sau alaltă ieri când a fost la Disneyland. L-ați văzut? Nu. N-am a fost văzut la Disneyland? Da, la fabrica de Pirania, ăla e Disneylandul lui. Ah, okay. Înțelegi? Și a fost la Disneyland. Da, l-am văzut, într-adevăr. Și l-ai văzut? Da. Bă, îmbujorat, frumos. Parcă lega și trei vorbe, că el ai văzut. El la două cuvinte are un... E domeniul lui, e normal. Bă, nu poți să pui un astfel de om să fie prim-ministru. Omul nu poate să spună o frază fără să facă... Ce e asta, mă? Du-te focă la circ, lasă asta, n-ai cum să faci. Nu e, bun, revin. Te rog. Singura întrebare la care trebuie să răspundă acești oameni și nu sunt capabil să răspundă e asta și e foarte simplă. Te rog. Care sunt politicile publice desenate de voi acum, care în perioada următoare vor duce la scăderea prețurilor așa și la creșterea veniturilor populației, deci pensii, salarii și așa. Care sunt ele? Cum v-ați gândit voi să faceți asta? În fața acestei întrebări, ei sunt pământ de flori. Pentru că nici măcar nu păi se gândesc la cine ar trebui să răspundă la o astfel de întrebare? Păi ei ar trebui să răspundă. Am înțeles. Eu spun hai cine să trecem și la întrebarea răspundă următoare. Ia să trecem și la hai să-mi, să-mi spui care e părerea ta, dar privind această lege... A spus lege... vine fix în ochi, așa mă simt. A, nu, așa radiez, așa radiez. E făcut special, să știi, dar e de la Irina, nu de la... Da? Da. Unde e multiplicatorul Bejane? Legea nouă, Dragoș, care, privind incitarea la ură, discriminare sau violență, prin orice mijloace, va fi pedepsită cu închisoarea la 6 luni. Ok, în regulă, dar care treaba cu apartenența politică? Da. Eu mă pregătesc. Pentru ce faci pentru din astea? Inciți da, la ură sau violență, pentru că ai o apartenență politică? Sau discriminare. Da, țin și un fasting de ăsta acum intermitent. Mă pregătesc. Da, adică am și zi cu 24 de ore în care nu mănânc nimic. Mă pregătesc pentru ce e mai rău și clar. Dar cum poți să deci, faci diferența ideea, între astfel nu, de discursuri? Nu, cum? Ideea e așa. Ce criteriu? Toți acești oameni așa care fac aceste mizerii vor și ei să fie Putin. Dorința lor cea mai mare este să poată să facă orice prostie și aici e partea importantă. Băi, noi ne luptăm acum și acest război, și acest război, toată lumea luptă acum pentru viitorul umanității, pentru viitorul unor valori în interiorul cărora am acceptat să trăim. Da? Da. Una dintre aceste valori este această libertate de expresie. Da. Este libertatea de a spune ceea ce crezi despre ceva. Bun, trebuie într-un fel contracarat fenomenul fake news, nu știu ce, nu zice nimeni asta. Corect. Dar să te folosești de război și de fake news ca să bagi pumnul în gura jurnaliștilor, în gura oamenilor care spun anumite lucruri, adică eu nu mai am voie să-i spun ăluia că, adică, băi, PSD-istule, devine o jignire. Da. Când o să-i spună lui, băi, PSD-istule. Adică, și mai e o problemă aici, cu Ministerul Adevărului. Adică, cine 10 secunde, deține, de fapt, știi, adevărul? Cine va ajunge să judece da
ce s-a spus. Este o mizerie totală de la un capăt la altul și asta ne afectează foarte clar valorile despre care vorbea Iohăniță zilele. Valorile noastre sunt amenințate. Da, bă, voi le amenințați, idioților. Ok. Acestea fiind zis, mulțumim frumos, Dragoș Pătraru. Ne vedem, cu plăcere. Ne vedem diseară la ora 22 cu emisiunea. Iar... avem foarte multe lucruri interesante. Da. Ia cu ciucă. Iar noi, mâine dimineață, de la ora 8 fix. Vă dorim să aveți o zi cât mai liniștită cu putință. La revedere.